plecăm într-o nouă aventură pe 27 noiembrie. De această dată o să mergem în deșert. O să experimentăm viața în deșert. O să ne plimbăm cu cămile și o să ne plimbe cu jeep-ul, nu? Jeep-ul off-road. Să avem spectacol, o să avem, o să mâncăm în deșert, mâncare specifică a deșertului, etc. etc. Da, cred că o să ne fie dor de locul ăsta. Și apropo, nu sunt baloane, e făcut din sticlă. Ia să vedem ce mașini avem astăzi în parcare. Ia uitați astăzi, Rolls, Corvette, Lambo, Range, Rolls, asta nu știu ce e, Lamborghini, G-Class și Lamborghini. Where we are going today? First we'll go to now court bike area. Okay. Then after we'll finish the court bike area, then we'll go to for dune bashing. And dune bashing also again sandboarding. Uh-huh. Then after dune bashing sandboarding is finished, then we'll go to camp area. Camp area? And yes. Where are the camels? Camels and camp area, there is Al-Mamum area. Al-Mamum area? Yeah. And there is the camel, falcon show, henna tattoos, and shisha, and dinner, everything. Oh, that's nice. Ok, șucram. În fața dumneavoastră nu se află un munte, se află un munte de gunoi. Aici nu, nu îngroapă gunoiul, îl stivuiește unul peste altul și fac munții ăștia de gunoi. Tot gunoiul din Dubai ajunge aici. Ia uitați. Incredibil. Imediat ajungem la destinație. Din ce în ce mai mult nisip, din ce în ce mai multe dune și pe lângă faimoasele cămile, aici se pare că mai sunt și căprioare, sunt... Uite o cămilă, da, dar nu știu dacă... Ia uite cămilele! Extraordinar! Cămile sălbatice! Așa, și mai sunt șacali, scorpioni, șerpi și sunt multe păsări de pradă, șoimi. Ăștia au aici o adevărată nebunie cu șoimii. Folosesc șoimii la vânătoare. Sunt vulpi de asemenea. Ne-am oprit la un butic să-i luăm Oliviei un batic din ăsta, un cerceaf din ăsta de cap. Deci aici e un butic în mijlocul deșertului, da? Ăștia vând covoare și de jur împrejur e doar deșert. Incredibil. Poate mai vine o cămină și ne linge geamul. Ne linge geamul? Sau vine să mă mănâncă părul când am mers la Parc Safari și plângeam. Parc Omega? Da, și mă mânca părul așa. Lingea părul. Și la tata închis geamul. Putea să închidă și nasul la cămină care e gura așa mare. Da. Aici a găsit și Ibu. Da, corect. Oh my goodness. Și skunks. Bufnițe și skunks nu sunt aici. Da, sunt. În deșert sunt skunks? Da. Ok, bravo. No, bine. Pentru că i-am văzut de la Wild Kratts. Bravo. Ne sosiți la Desert Adventures. Da, mai în spate era o sondă. Uitați acolo, o sondă de... Ia să-mi zică dacă e o sondă de petrol sau de gaz. Și sunt vreo 30 de grade Celsius. Și ne pregătim să intrăm pe dune în curând. L-am întrebat pe Gagiu cum e cu filtrul de aer și a zis că în fiecare zi trebuie să curețe filtrul de aer și filtrul de la air conditioning. Căci că e plin de nisip. Și ia uitați ce cauciucuri, ce creste mari au. Și mă gândesc că dacă n-ar avea crestele astea, ar rămâne mașina împotmolită.
Da, și aici dacă vrei poți să vii să-ți închiriezi VTT-uri, buggy-uri, motociclete, motocross. Numai că noi nu suntem genul ăsta. Mie și să mi le dai gratis nu m-aș da cu ele. Nu sunt pasionat absolut deloc de așa ceva. Dar ia uitați câte au, mamă! O armată de VTT-uri, frate. O armată de VTT-uri. Mamă, ce fin e nisipul. E mai fin ca ala de pe malul mării. Deci că e făină, atât de fin. Și ghidul nostru lasă aerul la roți ca să fie mai multă suprafață, pentru că cu cât sunt roțile mai desumflate, atunci suprafața de călcare a roții e mai lată și are aderență mai bună pe nisip. Așa că mașinuța noastră, ia uitați cum arată, Nissan Patrol. Ăștia au Land Cruiser. Land Cruiser, Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser. Deci numai mașini din astea mari, mari de tot. Și ce pe mine, ce mi-a sărit în evidență sunt roțile. Toate au roți noi nouțe. Toate cauciucurile astea sunt noi nouțe. Creste mari. Ce mișto. So what pressure you put now? 30? 15. Yeah. No. Yes. Wow, 15 presiune. And the normal pressure is 40, 45. Deci de la 40 l-o coboară la 15, vă dați seama? Extraordinar. Ia uitați ce moale e. Vedeți ce moale e? Deci e moale că poți să o împingi cu degetul, incredibil. So like this we have more grip, huh? Yes. More grip on the sun. Aha. Ce tare. Our friend here, the guide, he says that his father came here in 1951. A ajuns în 51 și era mecanic și în anii aia în Dubai nu era absolut nimic. Nu era nimic. Și el s-a născut aici și el a văzut Dubaiul. So you saw Dubai from zero to what it is today, huh? Yes. From that time there is no nothing, all desert. See, now in Dubai is all developed. So what happened? Oil, huh? Petrol, huh? Petrol. Rich people. Petrol. Rich people. And the emir, a smart emir, huh? Yeah. Aici lumea chiar îl iubește pe emir. Uite acum a băgat 4x4 și ready? Începe. Yala habibi. Ia uitați, bă, fraților, pe unde ne duce omul ăsta. Da, e cam greu cu filmatul. Mamă, mâncați! Oh, no! Oh, no! Ia uitați căminele! Ce tare! Așa, apropo, mașina asta e echipată cu sway bars, nu știu cum se numesc în limba română, astea. Oh my God, oh, no! Deci mașina e omologată pentru safari în deșert pe dune, că în caz că se răstoarnă, se dă peste cap mașina, să nu se strivească ca o cutie. De-aia avem barele astea de protecție aici, metalice. Mamă, mâncați așa! Mateo, it's okay, mama. Bă, băieți! Mamă!
Da, deci e aproape imposibil să filmezi. Uite, cineva locuiește aici. Mamă! Mama! L-a vânat cu ajutorul unui șoim. Băiatul ăla care era pe cercea. Bă, băieți, voi vedeți pe ce dune suntem noi. Dar vedeți ce sus suntem. Ia uitați ce sus. Ia uite, oh my god. Ia uite aici. Aoleu! Mamă! Incredibil. Uite unde, de unde, mamă! Vai de steaua mea. Bă, păi dacă veneam aici cu Q7-le, cred că după 10 metri se făcea pachet. Ia. Aoleu, 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 aoleu. No. Oh, oh. Hai că știe ce face. Era să ne răsturnăm acum. A văzut că e unghiul prea nasol și s-a răzgândit. Why we turning? But is this a standard or automatic? Automatic. We'll drive the both. Aha. Standard and automatic will drive also. Aha. Da, deci m-a dat cu capul de ăsta de... Where is going? Extraordinar. We are lost. Ia uitați ce forță are. Dacă nu scotea presiunea din roți, noi nici nu avansam 10 metri. Ia uitați ce râpă aici. Dacă cazi în râpă aia, bă, da, voi vă dați seama ce meserie mișto are omul ăsta. Deci el e plătit să se... Ia uite ce dună înaltă, oh my god. El e plătit să se joace cu tancul ăsta prin dune. Uite aici și-a pierdut cineva caroseria la mașină. Am mai văzut și o transmisia din aori pe jos. I-a căzut transmisia la... Ia uitați ce sus urcăm aici. Wow. A, uite aici urcăm. My god. Hopa, hopa, hopa. Guys, wait, guys. No, no way, no way, guys. No.
trebuie să folosească inerția mașinii, că dacă nu, rămânem împolmoliți. Trebuie să folosești întotdeauna gravitatea în avantajul tău, că altfel n-ai cum. E imposibil. Băi băieți. Așa cum vrem să facem sand board. Deci nu snowboard, sandboard. Și adevărul că e un pic de pantă aici. Mamă, dar e grămadă, frate. Deci că suntem la Science of Air. Wow. Wow. Sandboarding. Să vedem cine se încumetă. You don't stand, you will sit. Okay? You. Okay. This stand is danger. You. Oh, almost. She will stand. Yeah. Yeah. What's she... your name? Huh? Mm-hmm. I will take your watch. I like it and glasses. Now it's Mateo. Let's go, Mateo. Okay, no problem. You understand? Yeah. Stand, no problem. Mateo, come from the side. Sit. Mateo, stai jos, mama, așa cu genunchi, masă tata dacă o să cazi. Here you go. Good boy. Yalla. Yuhu! Oh, good! You want to sit now? Yeah, Olivia too. Yes, good boy! You sit down? Okay, sit here. Sit here. I'm going to do it again. Let her to go, then you here. And hold this one. I'll do it again. Yeah. Ready? Yalla, habibi! Good job, Olivia! Woohoo! Woo! Oh, that's nice. That's a good end! Good job! Yao! Okay, done. Ready? Good. Yalla, habibi! Uite ce se dă! Uite ce știe mama! Bravo! Ia să vedem ce face Gagiu. Oh, bravo, ia uite. Bravo, super. Nu, a fost ok. A fost chiar ok. Deci noi acum 2-3 luni eram la Polul Nord. Treceam latitudinea cercului subpolar la 60 de grade și acum facem sandboard. Ți-a plăcut, Mateuț? Scutură-te de nisip, că ai nisip peste tot. Și eu am nisip în papuci peste tot. Nu, nu-i da jos. Nu călca pe jos, ține-l să nu cadă. Că dacă pui piciorul umed acum pe nisip, ăla ești. Și deși este nisip peste tot, cât vezi cu ochii, probabil kilometri cubi de nisip, acest nisip nu se poate folosi la construcții. Și din ce cauză? Pentru că bobul de nisip aici este rotund. Pentru că atât de mult se freacă de alte boabe de nisip încât s-a rotunjit și din cauza asta nu oferă o rezistență bună betonului. Nisipul trebuie să fie, cel mai bun e nisipul ăla concasat de la balastiere,
pentru că forma bobului de nisip de la balastieră e poligon, e poligon așa, are multe colțuri, e mult, are formă de diamant și ăla e bun la construcții, dar ăsta nu se poate folosi. Plecăm de la schiat, era să zic, mergem să călărim cămile. Mergem să călărim cămile, dragilor. Oh my gosh, no way. E incredibil. A fost o experiență. Deci nu o să uităm, clar, niciodată nu o să uităm ziua asta. Pe coama dunelor. Am ajuns și la locul cu cămile. Again, you cannot leave anything in the car because... Yeah, it's because of the heat. When temperature is 46, 47 or 51, no liquid thing in the car. If you leave, it will... No spray, no perfume. No perfume. Any liquid. Coca-Cola bottle. Nothing. So, and then when you fill up the car, you only put half? We leave half, almost like 75%. 25% will leave for the circulation of the gas. Otherwise, to expand, because otherwise it can catch on fire. One more thing, the tire pressure in summer we keep 30. 30. When you're driving on the sand, 15. On the dune, it go a little bit high. Again, It can reach to 34, 35. Really? Because of the heat, the air is go up a little bit. It die. It's gonna dilate. Yeah. Se dilatează. Vă dați seama? Incredibil. Și ia uitați, fraților, cum arată o caravană. O mini caravană în deșert. Și când văd caravane, mă gândesc la caravanele care au străbătut drumul mătăsii, care aduceau mătăsuri și condimente din Asia spre Europa și se opreau la Istanbul. Ne gândim de asemenea la Mansa Musa, cel mai bogat om care a trăit vreodată, care a plecat din Mali cu zeci de mii de cămile, a plecat să facă pelerinaj la Mecca. Ce e asta? E caca de cămilă? Caca de cămilă. Ce mișto! Say hello. It's very friendly. Ia uite, mă. Ce mișto. Ok, please come. One can sit here at the back. Sit, sit, back. Sit, madam, far. Dar de ce te-ai supărat? De ce te-ai supărat? Că a pierdut Mexico, ok, am înțeles. A pierdut Mexico și... Hai! Păi stai să vedem ce zice nenea. Păi și miroase așa a oaie, ai zice că miroase. Andale, andale! Acolo ce te... Bine ați venit la bordul Camila Force One. Plimbarea din această după-amiază o să dureze 5 minute și avem tracțiune bălecoasă. Enjoy the ride. În 2019, luna septembrie, călăream măgarii din Santorini,
Și acum, la sfârșitul noiembrie 2022, călărim cămilele din Dubai, din Emiratele Arabe. Cât de tare! Asta cum o chem? Halo? Pe cămilă? Da, Halo. Habiba? Halo. Halo. A-L-L-O. Halo. Și ia uitați ce interesant că, deși suntem în plin deșert, mai sunt totuși boscheți, mai sunt copaci, tufe și, bineînțeles, peturi peste tot, gunoaie peste tot. Și aproape și camera. Cât de tare! Imaginează să traversezi deșertul peninsulei Arabe sau al Saharei sau Gobi pe cârca unei cămile. Da, așa sunt foarte docile, ai văzut? Comentează ele un pic, fac un pic de zgomot, dar nu... Mami, ai văzut cum s-a ridicat pe... și a atins capul cu al tău, mama? Da. Știu. Am întors la bază și ne... acum trebuie să umple roțile la mașină. După care o să mergem la un sat sau nu știu unde ne duce să mâncăm mâncarea lor tradițională, dar vreau să vă arăt o chestie. Cum se face că sunt copaci, ia uitați, la fiecare copac este cât un tubuleț de irigație. Vedeți? Peste tot. E cât un tubuleț de irigație, că altfel de unde să-și tragă copacii apă? La mare faci poze cu papagalul, cu maimuța, aici faci poză cu șoimul. Cu șoimul, cu uliu. Very nice. Ce mișto. Ia să-l iau și eu. Olivia. Măsri. Opa, ce faci, mă, să mă muști? Să mă muști? Mă muști? And mommy, she wants to do it too, right? Ia uitați ce curajoasă e mami. Ce curajoasă e mami. Turista a rămas în dune. Lucră de asta. Ce ușor l-a scos. Dar ia uitați aici, Ford Shelby. Am și noi... This is concrete, you saw? Oh, yeah. Concrete block. Ia uite, bă. Uite mai bolovanul de beton. Asta dacă l-ai luat în radiator sau în baia de ulei, om te-ai făcut. Cine? Ăștia l-au pus? Cine știe? Cine știe? L-o fi dezgropat din nisip, era să zic, din zăpadă. Da, și noi trecem fără nicio problemă. Gunoaie peste tot. Ia uitați. Băi, eu nu înțeleg, de ce aruncăm ăștia gunoaie, mă, pe jos? În deșert și deșert în toate regulile. Tu ești very happy. I'm so surprised that they're so happy. Ia uitați, mă, aici e verde tot, omul. Ia uite, ce tare. În mijlocul deșertului au pus ei gazon și ce frumos.